Și veți încerca totuși să faceți ceva și eu pentru eu, rom? Încerc, adică, da, după personalitatea mea, că spune ceva. ia uite, și Damian la Bruxelles, s-a dus să taie că, frunze la cai. Și dă-o și înapoi un mesaj, iertați-mă, nu știu, ați văzut cum a fost viața mea? Mi se pare că sunt unul care taie frunze la cai? Pe păi dacă spune, Buddha, cum faci un lucru, așa le faci pe toate. Dacă toată viața mea am avut spume și sunt așa cu limbrici, credeți că o să mă opresc acolo? Asta fac. Dar mergem înapoi la o vorbă veche românească care spune că o, o floare nu se face primăvară nu merge cu un europarlamentar. Dacă ai 50 de țigani europarlamentari, poți să faci ceva. Că eu cum mă duc la aia, bună ziua, sunt Damian de Ghici, am și eu nevoie să facem ceva. Damian, e problema cu Siria și cu imigranții. Da, bine. Uh, am și eu nevoie să facem ceva. Damian, problema cu terorismul. Da, iertați-vă. Am și eu nevoie să facem... Damian, deci în continuu e o altă problemă, care, care e majoră. Și mai, mai, e un lucru foarte important. Romii până acum s-a putut rezolva probleme pentru ei doar când a fost o criză. 2007 cu mai lat cu cineva. Altfel, Europa. Eu nu, mai, nu dau vina deloc pe statul român, pe președintele României, pe președinții României, pe guvernele române. Nu știu. Odată ce am intrat în 2007 în Europa, este problema Europei. Ei știau de noi că suntem așa. Ne-au luat în flotant cu tot, cu noi, cu țiganii, pe rezolvat atunci. Dar odată ce s-a obișnuit problema, ai văzut când ai o bubiță mică și nu e nicio fel de problemă. Trece, nu mai mănânci aia și știi, știi cum să o eviți. E ok, cam așa suntem noi. În momentul când ai o, o problemă mai mare, o boală sau ceva, te uși la doctor. Doar când au fost crize, s-a încercat să rezolve ceva cu, cu, romii. Acum nu mai este o criză, acum mi s-a spus direct, nu e o prioritate, romii nu sunt o prioritate. Avem alte lucruri mai importante, terorismul, combaterea terorismului, refugiații, migranții, alte probleme, înțelegi? Dar cred, cred cu tărie că este o responsabilitate și fii atunci cum o pun, a romilor, în primul rând, să se integreze, dar ca ei să poată integra, trebuie din partea noastră a societății, a românilor, europenilor și a tuturor, orice țară și oriunde, să le oferim cele 3-4 lucruri de bază, cei 4 piloni. Educație, sănătate, locuri de muncă și undeva să doarmă, o casă, dar locuințe. Dacă nu ai astea patru, așa cum spunea și Abraham Azlov, nu poți să ai acces a fi o ființă umană. A fi un om care poți să te gândești la ziua de mâine. Pentru că nu merge și e un cerc vicios, Petronius, e întotdeauna un cerc vicios. Nu poți să mergi la școală cu stomacul gol. Nu poți să muncești dacă n-ai unde să dormi. Nu poți să ai dacă po peste tine. Deci, dacă nu se rezolvă cercul ăsta vicios, n-ai cum să mergi mai departe. Și, în concluzie, sunteți mulțumit de viața politică din România, de politicienii, de ce fac ei pentru România? Pentru, pentru rom sau pentru în general? Dacă păi nu pe, no, -acum e... aș putea să fiu mulțumit când, ce fac ei pentru romi când ei nu fac pentru majoritatea pentru cetele. Asta ar fi chiar culmea. Nu. Dacă ar fi să alegeți între muzică și politică, care ar fi muzică. muzică. Nu Și asta voi alege sigur și mai mult ca sigur. Nu știu după politică sau înainte să termin și mandatul și asta nu știu dacă o să stau sau o spun și mi-asum ce spun. Nu știu dacă am să... E clar că n-am să fac politică pentru că am mai spus-o. Eu în, în sufletul meu sunt un artist oiengist care militez pentru drepturile omului și ale râ omului Dar am pus haina politică doar ca să intru înăuntru între ei. Dar atitudinea mea și felul în care vorbesc tot de ONG și aici. Aveți că n-ai găsit un politician să spună nu-mi plac de politicieni că nu fac bine. Nu, doar un ONG poate să spună asta. Uh, ideea este că uh, aleg muzica și aleg muzica pentru că cel, măcar, cel puțin acolo măcar ai, ai de-a face cu oameni sinceri care spun în față. Mai bine prefer să mă, cum spunea Kurt Cobain, uh, prefer să mă urăști pentru cine sunt eu decât să mă iubești pentru cine nu sunt. Și prefer mai bine să-mi spui pe față. Băi, aia așa aia. Da, mă, la revedere, iau aia și merg mai departe să o schimb, decât să mă minți în continuu. Da, facem și nu știu ce, nu-mi nu asta deloc.